Buena a semnat în seara asta cu noi. Mâine o să facem conferință de presă, o să-l prezentăm. Eu sunt foarte bucuros pentru că mi-a plăcut foarte mult jucătorul ăsta când era la Sepsi. Bine. Am vrut să-l transferăm. Și o să spun o chestie în premieră. Auzisem care clauză 150.000 la Sepsi. Am... Înainte să ajungă la CFR. Da. Deci, așa. Am luat legătura cu agentului. Am zis că o să discutăm în vară, că vrea să rămână liber. Asta cu un an, adică. Da, în iarnă. În iarna campionatului 2020-2021. După care a ajuns la CFR. La CFR a fost adus, semnase de pe vremea lui Edi Ordănescu, dar nu mă înșel. După care, cum Șumundic a început să joace, știu meciul cu Young Boys Berna, că știm cu toți că a greșit, nu știu ce. A venit Petrescu cu altă filozofie. Eu am lucrat cu Petrescu, eu știu ce cere Petrescu de la un fundaș central. Și de-aia joacă Burcă și Grauvaț. Noi avem o filozofie diferită de cea a CFR-ului. Noi jucăm cu totul și cu totul altceva. Iar la noi, cred că se potrivește foarte bine Buena. Nu e un risc că n-a jucat de atât de mult. Nu e un risc. Și v-ați asumat asta, că doar știți că... Știam că n-a jucat în 2022. E un jucător în care avem încredere, e inteligent, a fost degeaba la, după câteva meciuri la Sepsi. Sepsi e un club bun. Un club serios. Serios, da. Și să vii străin, să vii din Scoția la Sepsi și câteva luni să iei bandera la... antrenor care lucrase în Scoția. Da, bă, românul. Da, românul ungur, care nu, da. Care nu vorbeam greșit. Da, da. N-a pierdut meciuri, parcă, da. Nu? A, nici dacă știi, dar și-a pierdut de egal. Da, 7 egal. Ce se pare, Pan Victor? Buena, cum ți se pare? Încearcă să-ți aduci aminte acum. Da, nu, îl știu pe Buena. E important cine joacă lângă el, pentru că bănuiesc că și Buena are nevoie de ajutor. Buena nu e numărul unu în apărare și acum pe cine îi pui pe lângă el, merge treaba. Trebuie găsit un bun lângă el. Cine joacă lângă el? Deocamdată Haruț. Din casă. Deocamdată Haruț. Deci Haruț se întoarce și rămâne la voi. S-a întors, se antrenează cu echipa, chiar a avut rezultate excepționale la testul. Nu e suficient, orice. Vreau să spun, poftim? Nu e suficient ca număr. Nu, mai trebuie să luăm doi. Acum te întreb, că se vorbește de Daura, tu știi cum e, acum suntem la Bursa Sporturilor, asta e perioada, asta e... Știți foarte bine că a declarat Valeriu Iftime că s-a semnat club-club, n-a semnat jucătorul, nu mă ocup, eu m-am ocupat de Buena, strict de Buena, am rezolvat-o în seara asta. Mai departe, știți foarte bine părerea mea despre Daura, dacă se semnează foarte bine, dacă nu, eu mai am alte variante pregătite. Sunt oricum pregătit cu jucători, dar oricum, chiar dacă semnează Daua, mai trebuie. O să mai luăm un fundaș central. Dacă nu o să semneze Daua, o să luăm doi fundași centrali. Prietenul avem variante, e vorba numai de... cine? Daua. E bine. E bine în concediu. Nu e concediu la Botoșani de ieri. Nu, imaginile zic, sunt în perioada în care era în concediu. Acolo poți să faci și vrei. Bineînțeles, dar e simpatic. Adică, uite că se și pregătea în concediu, să știi. Nu face nimic pe lângă Jack Grealish. Ai văzut Jack Grealish? Am văzut ce face Jack Grealish. Adică a trecut de la Ibiza la Las Vegas și vezi ce face în continuare. Ăsta e băiat ca lumea, adică nu face absolut nimic. Nu e problemă, da. Celelalte variante sunt jucători străini care provin din alte campionate. Și toți străini, din alte campionate. Și atacanți. Adică eu spun, mai mă uit așa prin presă și nu. Deci e suficient în rezerve, dacă mai vin doi jucători, absolut. Crezi că este absolut. Suficient absolut. Cu vârsta, n-aveți o problemă oricum. Deci am explicat o dată aici, am mai explicat o dată e o chestie de politică. Noi avem încredere foarte mare în Coman, Tănase, Octavian Popescu și Olaru. Dacă am aduce un atacant care să-l scoată pe Tănase din nouă fals, cum jucăm noi, atunci ar trebui ca unul dintre Coman, Octavian Popescu, Tănase și Olaru să nu joace. Și noi nu o să facem chestia asta. Iar Hefte, da, putea să facem și noi ofertă la Hefte, n-am făcut. Dar ați crezut că e mai scump decât a fost vândut? Știam că e 500, nu știu exact cu cât s-a vândut, am citit și eu. 250. Nu știu, dar asta a fost asta o problemă, adică nu vă încurcați voi de 250 dacă vrea să-l luați. Da, adică nu v-a fost teamă că e prea scump, nu merită 500, să zicem... Ginge înclina așa spre el, eu n-am mai înclinat nicio formă. Dar mie mi se pare meme că până la urmă cu Daua iese bine.
dați 350.000 pe el dacă este așa, nu merge în 6 luni de zile, vă dă 350 și se duce înapoi la Botoșani. Da, dar important este să nu pierzi puncte. Trebuie să semneze jucătorul mai înainte de toate. Da. Trebuie să semneze jucătorul. Că dacă nu semnează jucătorul, poți să te înțelegi cu clubul pe orice sumă. Fără că se da, nu, dar zic din punctul ăsta de vedere, să spunem că se înțelege. E bine pentru echipă. Îl ia și în 6 luni de zile, dacă cumva nu merge, se duce înapoi și iei banii înapoi. Nu e clauza asta în contract. Da, nu știu, spun clauza asta în contract. Dar problema e ce faci cu punctele. Că se întoarce înapoi dacă ești nemulțumit, dar și pierzi puncte cu el. Aia e problema. Să vedem. Oferte. Octavian Popescu, repet, te întreb acum, nicio ofertă pentru un jucător există. Ce apare prin presă, trebuie să te întreb. Au fost niște oferte pentru, dar nu pentru Octavian Popescu. Nu te întreb detalii echipe, deci au fost pentru ăla. Nu. Dar haideți să vă spun ceva. Nu prea se fac oferte. La noi se știe foarte... Hai să spun ceva. Deci la noi se știe foarte clar că noi vindem scump. Foarte scump. Noi nu vindem pe 500.000 sau pe 300.000, noi cumpărăm pe 2 milioane și 3 milioane. Deci nu avem cum să vindem noi foarte... Și atunci, în momentul în care se vinde foarte scump, și noi vindem foarte scump, la ce mod? Noi avem recordul fotbalului românesc. Avem al doilea jucător din fotbalul românesc vândut în pandemie cu banii jos. Nu că-ți mai vin, că așa, că uite, din câte știu la un moment dat, poate că s-a reglat între timp, care avea probleme cu sumele pe care trebuia să le încaseze pentru Mihail. Posibil să fi înșelat. Și voi de la Murțan mai aveți de luat și de la Murțan, nu? Aia e altceva. E altceva. Vorbesc de recorduri, nu? Vorbesc de bani. Mana a costat 11 milioane bani jos. Putea să coste 13 milioane, dar a costat 11 milioane bani jos. Bani jos. A putea să coste 13 milioane, să mai aveți de luat, da, să zicem, mărate. Da, Gigi a zis, bă, vreau bani jos, acum negociază așa. Și a negociat și am scos așa. Bun. Deci nu sunt. Și atunci nimeni nu vine să cumpere acum un milion de la pe voi, da. 10 milioane, 15 milioane, 20 de milioane. Pe 10 ar cumpăra la meme, pentru că am văzut că s-au făcut. Pe 10 ar cumpăra pentru că am văzut că s-au făcut transferuri. Adică a plecat unul de la Slavia Praga, parcă pe 10 milioane, a mai plecat de la Lech Poznan, da, sau nu știu pe unde, pe 10 milioane, a mai plecat un georgian, parcă la Wolfsburg, la Napoli, de anul trecut, la Napoli pe 10 milioane. Trecut, de 14 milioane, da, a plecat de anul trecut, da, aia sunt alte combinații. De regulă, transferurile se fac în luna august, la finalul lunii august. Cam așa se fac transferurile. A început deja atunci sezonul. Poftim? E început deja sezonul atunci. În străinătate, nu mă refer la noi. În 5 august, nu știu când începe, nu? Sau când? Tot da, anul ăsta începe mai devreme. Mai devreme că e campionatul. Vorbeam de ce a fost până acum. Poate că acum se facă până la sfârșitul lui iulie. Începea în septembrie sau când? Ligile începeau în septembrie. Legile importante acolo unde se dau bani începeau în septembrie. Acum probabil că toată lumea începe august, pentru că e campionatul mondial din turneul final din Qatar. Problema e alta. Nu prea se dea. Ok, sunt excepții, sunt excepții, dar sunt oameni care au stabilit de anul trecut. Băi, luăm pe ăsta, dăm drumul în pregătire. Nu încep pe echipele pregătire chiar așa, pregătirile chiar așa de vreme. Doar echipele care joacă acum, dar sunt foarte puține echipe bune care să-și debutează să plătească locul 7 cupele europene, da. Uite, CFR-ul joacă 5-12 iulie. Bă, CFR, Ludogoreț, Steaua Roșie, ăștia joacă, nu, Steaua Roșie joacă mai încolo. Ludogoreț joacă acum, dar sunt echipe care nu-și permit să cumpere jucători cu sume foarte mari. CFR-ul dă salarii foarte bune, dar nu cumpără jucători cu sume, nu dă milioane pe jucători. Și voi rămâneți în toată perioada asta în România? Vă duceți în Moldova, înțeleg, da? La Chișinău? Noi mergem să facem un joc la Chișinău și un joc la Galați. Ultimul. În rest avem două meciuri. Avem patru meciuri de toate. Două cu eu sunt fericit pentru că eu nu vreau... mie nu-mi plac meciurile în cantonamente. Meciurile în cantonamente nu ți-aduc mare lucru. Cu o zi înainte trebuie să se pregătești de meci. Nu poți să încarci, să rupi jucătorii în două ca după aia la meci. S-a întâmplat. Am avut Dică și-a rupt genunchiul la meci în pregătire în 2007. Ghionea și-a rupt genunchiul la meci în pregătire în 2007. Există? Se întâmplă, sigur. Ok, dacă găseam, cum am găsit, spre exemplu, când am fost cu Dică în 2018, dacă nu mă înșel, am fost în Olanda și am jucat cu Ajax, Bruges și PAOK. Da, aș fi zis, da, domnule, merită să dăm 250.000-200.000 pe cantonament ca să mergem să jucăm cu echipele astea. Acum nu merită, pentru că n-ai cu cine să joci. Să mă duc în Apre, dar Crușevați, nu. Mai bine joc cu echipă de Conference League din Republica Moldova, după aia mergem acolo. Dar nu-i cald, dar nu stați aici la București, nu-i cald că stați în București. Dar tu crezi că e rece, dacă crezi că e rece prin alte părți? Am fost în Slovenia, mai sus, mă gândesc. În Slovacia acum, unde am fost noi în cantonament într-un an de zile. 30 de grade. Știi cum e. Dar e primul an când nu mergeți în cantonament? Al doilea an. Al doilea an?
Bine, a fost și cu pandemia. Cu... Nu, pandemia, fără... anul trecut nu. Al treilea an, dacă luăm în calcul și pandemia. Cum a fost în Slovacia? Am înțeles că ai făcut un tur de forță. Dar de ce te-ai dus? De curiozitate? Așa să vezi meciul de atmosferă? De... Păi, dar altfel nu stăteam 20 de ore în Slovacia. Păi, dar asta spune, ai avut un interes totuși. Am avut mă credeți că vrei să vezi un jucător de aia, te întreb. Am avut 4 jucători la echipa națională. 3 jucători titulari. Sau, da. Nu, jucătorii noștri. Da. Păi a fost împrumutat la Hermannstadt. Ce contează? Jucătorul nostru. Se întoarce, tot se întorc la noi. Tot al nostru. Și cel mai bun jucător, aș vrea să-l mai văd. Da. Păi și o să-l luăm la prima echipă, să vedem. Nu este și am fost foarte bucuros că cel mai bun jucător de pe teren, de departe, de fapt au fost 2 jucători foarte, foarte buni, Pârvulescu și Pandele, dar Pandele a fost excepțional și este jucătorul nostru. Din păcate, colegul lui de compartiment median... Pârvulescu ce a fost, fundașul dreapta? Fundașul dreapta. Da. Foarte pare bine a jucat. Pare că e țapăn așa, da, e a jucat băiat, la, și a jucat, Pandele e făcut. Da, închizătorul cu Sârbu? Da. Ei au jucat? Sârbu a jucat foarte bine. Da, Sârbu a greșit acolo. Da, Sârbu a greșit acolo. Dar Pandele... nu că a greșit acolo, n-a avut reacție, n-a venit după aia să recupereze mingea. Da. Pandele chiar foarte bun, foarte bun. A câștigat toate duelurile, s-a bătut cu ei. Pârvulescu, da, foarte bine. Pârvulescu, da, jucător făcut la Kid Stâmpa, a jucat la Buzău. Mi-a plăcut cum arată. Da, da, el are 2 ani de zile divizia B. Foarte puternic așa. Are 2 ani de zile divizia B, a fost bun, a fost chiar bun. Nici Panta n-a fost rău pe jucătorul nostru, nici Chirițoiu nu e jucătorul, l-aveam și pe Ciuciulete, n-a fost folosit. La Budiștea nu mă așteptam mai mult, sincer să fiu, foarte dar nu știu dacă poate să joace în dreapta. Nu este nu dreapta, e de dreapta, nu. Pe asta doar am că zis. Poziția pe care juca el a jucat Rădăzlăvescu. Da, Rădăzlăvescu, și, da. Da. E, plus că voiam foarte tare să-l văd pe Cobiș, da? A intrat, a intrat fundaș dreapta. Credeți că avem vreo șansă cu Slovacia, cu Franța? Slovacia avem. Da, el e fundaș central. Am înțeles că cât are? Da. 18-19 ani? Păi tot 19 ani are. La un moment dat n-am văzut, dar la un moment dat i-a arătat arbitrului. Zice, vezi că dormi, n-ai văzut autul. Da, la 19 vreau să spun ani... că mie îmi place foarte, foarte mult. Un cash, nu? Foarte, un foarte, cash foarte mult. Foarte ai văzut, n-ai văzut Slovacia, nu? Cu Franța. N-am văzut Slovacia, Franța, am văzut târziu. Că trebuie să facem un egal, mă gândesc, că nu se ne bată francezii 5-0. Da, noi am văzut pe Slovacia să spună... Să ne bată francezii 5-0. Păi, de ce să nu ne bată 5-0? De ce au toate sper ca să fie bun și egalul cu Slovacia. Deci acolo vezi jucători de 1 milion de 2 de 5. Deci, vezi că sunt altceva. Da, știu, bine, de fapt că mai vreau Slovacia să nu piardă cu Italia, că de Italia nu mi-a făcut nicio impresie. Nu. O echipă... Nu, chiar, 2 fundași centrali. Încercam cu niște unduiuri pe acolo. Avea un optar și chiar m-am uitat bine că e de la Inter, care juca foarte simplu, mai lentuț, da, așa, Cazadei, care juca... Bine, nu prinde, nici care 19 ani. Fundaș stânga, ce era, juca acolo 6-le, dar nu era 5-10, de la Atalanta. Asta pe bancă am înțeles. Era bun, era, bun pe, da, era bun pe atac, dar pe defensiv era chiar cu probleme foarte mari. Nu, sunt foarte interesante meciurile astea. Na, era păcat. Adică chiar... Păi nu, da, măcar mai stăteai. Adică de asta spun, să fi văzut și meciul cu Franța. Tu ai plecat, povestește, tu ai făcut. Ai dormit acolo sau te-ai întors? Aveam de făcut Buena și încă nu. Deci mai aflăm ceva noutăți, ai chiar în curând, da? Eu cred că săptămâna asta, da, vom mai semna 2 fundași centrali. Așa cred. În afară de Buena. Buena e semnat. Am înțeles, în afară de Buena. Cum ți se pare Petrolul, că a plecat în cantonament astăzi? Apropo de cantonament, am văzut achiziții, da? Interesante. Crezi că o să fie liniște la Petrolul așa? Nu știu dacă au bani. Acum, na, de televizare sunt foarte importante, dar nu știu dacă au bani. Na, Petrolul e o echipă interesantă. Eu, sincer, n-am crezut niciodată că Petrolul va promova anul ăsta cu un buget diminuat față de cel de anul trecut, când era toată lumea convinsă că Petrolul va... N-ai crezut la startul sezonului, adică nu, toamna trecută. După aia, de la început s-a instalat de locul și poate și antrenorul cel mai necunoscut ca antrenor, nu din toți. Și chiar mă bucur pentru Nae Constantin, chiar îmi place Nae Constantin. Și ca persoană așa îmi place. Chiar dacă a fost la Rapid, nu știu, dar îmi place. Ce legătură? Hai să vedem. Hai să-l auzim că au plecat astăzi, interesant pentru mine și surprinzător, în Turcia în perioada asta, cum o fi vremea acolo. Mergem să ne pregătim, urmează o perioadă grea și pentru ei și pentru noi. Mă bucur că reușim să ducem cât mai mulți jucători din cei pe care ne-am propus să-i aducem în această vară. În momentul ăsta pot să spun că undeva la 90% suntem un efectiv complet. Sunt jucători pe care ne-am dorit cu toții, mă bucur că au ajuns la noi. Acum nu ține decât de noi să facem o echipă bună, o echipă competitivă. E Liga 1, pretențiile cresc, suporterii noștri așteaptă rezultate. Mergem să ne pregătim bine și așteptăm cu încredere primul meci. Se descurcă bine, el pe teren dă 100%. E
foarte bine din toate punctele de vedere. Vine cu experiență mare. Linia noastră de fund era compusă în marea majoritate din jucători fără experiență, jucători destul de tineri și experiența lui ne va aduce un mare plus. Se mișcă ca la 20 de ani? Eu îl cunosc după la vreo 16 ani. Cred că se mișcă mai bine ca la 20 de ani. Suntem pregătiți de acest nou cantonament. Sperăm să fim sănătoși după el și să începem campionatul cu drept. Sperăm să facem un grup bun. Nu cred că se pune problema de acomodare. Îi simt de parcă suntem colegi de vreo 2-3 ani de zile. Va fi ok. Emoții, vă dați seama că au fost puține, trebuie să recunoaștem, mai ales pentru jucătorii mai tineri, pentru jucătorii fără experiență, dar este un băiat de caracter și s-a acomodat imediat. E un băiat glumeț, a făcut câteva glume și s-a așezat pe locul lui. Este de invidiat și mi-aș dori și eu să fiu ca el la vârsta lui. Suntem o echipă tradiție, o echipă cu suporter, eu zic că șanse avem chiar și la play-off. Chiar îmi doresc prima etapă în deschidere să fie pe Leoana un derby. Cine? Rapid, FCSB, U Cluj. O să fie cu Rapid cel mai atractiv derby din Liga 1? Cred că da. Când am jucat cu Rapid în Liga 2, m-am simțit cel mai fotbalist. Aștepta și pe Budescu să vină? Da, așteptam. E un prieten foarte bun, așteptam. Cum va fi să-l ai din nou coleg pe Gabi Tamaș? Gabi este un jucător foarte important pentru echipa, foarte bun. Și ne bucurăm ca avem un jucător ca Gabi. Asta era obiectivul meu, să joc din nou în Liga 1 și mă bucur că am promovat cu Petrol și mă simt bine aici la Petrol și mă bucur că am semnat încă un an. A semnat încă un an? Zi, Pandi, și vrei, te mănâncă să zici ceva. De ce? Joacă japonezii până la 50 de ani. La 70 de ani n-ai treabă cu el. Păi joacă Tamaș. Păi Tamaș, da, Tamaș ca Tamaș, Grozav? Da, Miura sau cine? Moura rămâns la Dinamo. Cazu Miura, nu? Da, da, da. 52, 54, 54. Joacă, da. De la Inter, a plecat în Turcia. Joacă la Națională. Fundașul lateral, mă, japonez, care a fost la Inter. Nagatomo. Joacă la Juto. Nu e așa. Are 54 de ani. E mai mare ca mine. Deci credeți că va fi liniște aici? E mai bătrân ca mine Miura. Tamaș cu... Grozav va fi liniște la Petrol, că înțeleg că sunt niște probleme financiare, acum nu știu dacă e adevărat, dar tot a vorbit lumea că în primăvară Budescu n-a semnat încă, dar chiar dacă era Budei cu minte, nu aveți impresia că Budei e un jucător problemă. Grătarele-s grătare și seriozitatea? Da, da. Acum depinde cum se reface după, că tendonul e păcătos. Va fi foarte interesant asta. Acum nu știu, depinde ce pun. E și o presiune în plus acolo. E altă presiune. Petrolul a avut probleme mari pe finalul play-off. Adică chiar nu prea jucă mai. Au tur în sezonul normal. Ia. Au și pierdut, l-au pierdut pe Sila, care parcă Sila, nu, altfel. Vârful de atac, nu, da, de nu, da. Sila e de la Târgoviște. Zici de Diara, care a rămas până în Mali. Da, Sori Diara. S-a accidentat și ultimele 4 etape n-a jucat, da. Și au probleme. A marcat niște goluri, nu? Era, da, 20, părea bun, chiar părea bun la ei. Știi, Vaiu și la un moment dat, ziceam că jucătorul cel mai mult după aia a plecat. Spre deosebire de sezonul precedent, cred că nu știm care sunt alea două, așa, sigur, de alea două retrogradate. Pe poate Mioveni, și pentru că știut, pe sezonul Mioveni, trecut n-am știut de mediaș niciodată că va fi retrogradat. Dar pe Mioveni ai văzut-o și sezonul trecut și o vezi și acum. O vedeam, adică Pelic, cam toată lumea o vedea. Nu știu, săracul, cum o mai scoate de data asta. Cum scoate și de data asta? A, de data asta nu cred că mai... Nu știu.